Aș dori să-L binecuvântăm pe Dumnezeu și în ziua de astăzi. We desire to bless the Lord even today. Și în asemenea împrejurări aș vrea să mă regăsesc în cuvintele împăratului David din Psalmul 34, care a spus, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. So under the circumstances that we all know, he wants to find peace in the words of David when he said in Psalm 34, I'll bless the Lord at all times and his praises will be always on my lips. Orice eveniment din viața noastră am învățat că trebuie înțeles din perspectiva veșniciei. And we learn that any event from our life, we need to understand it from eternal perspective. Vorba noastră, slujirea noastră, viața noastră trebuie să ne motiveze în a sluji pe Dumnezeu mai mult, gândindu-ne că într-o zi ne vom întâlni cu Domnul. And everything that we do here on earth, whether we speak, whatever we do, we need to have one thing in mind, that one day we will meet the Lord. În această perioadă am rămas foarte marcat de cel puțin două afirmații ale băiatului nostru în suferință. During this time, he was touched by two things that their son that was suffering, he spoke. În perioada aceasta suferinței, el a spus celorlalți copii care erau cu el, oare eu voi lăsa ceva bun în urmă? During this his suffering time with leukemia, he said to his brothers and sisters, will I be able to leave something behind me? Cu alte afirmații care i-a marcat pe copii și de pe noi de asemenea, o cântare din limba engleză, a cărei versuri sunau în felul următor. Cuvinte care se adresau lui Dumnezeu și spunea, Doamne, chiar dacă mă vei ucide, eu tot te voi iubi. Hallelujah. And another thing that touched your heart, Pastor, so the father and the family, it was a song in English. It said, even if you were to kill me, I'll still love you. Și dacă cineva în suferință a avut tăria să spună aceste cuvinte, cred că noi n-am avea nicio scuză, niciun motiv să nu slujim, să nu-i cântăm și să facem ceva pentru Dumnezeu, pentru a lăsa ceva bun în urmă. So if we see a young man that was suffering had these two statements, I believe that we have no reason to serve the Lord, to work for his kingdom, to leave like a legacy behind. În perioada aceasta suferință niciodată nu l-a întrebat pe Dumnezeu de ce. And during his suffering time, he never asked question to God, why, Lord? A spus de mai multe ori, nu înțeleg, dar facă-se voia Domnului. He spoke a few times, Lord, I don't understand, but may your will be done. Doresc ca Domnul să ne binecuvânteze pe noi, ca și atunci când nu înțelegem anumite moduri cum Dumnezeu lucrează în viața noastră, să credem că asta este voia Lui cea mai bună, plăcută și desăvârșită. And may the Lord bless each and every one of us to try to understand that even though there are times when you don't understand what's happening, to still continue to do His will, which is good. Suntem recunoscători tuturor fraților, surorilor care s-au rugat, au postit, ne-au încurajat. And I want to thank you, all of you that prayed for us during this time, fasted for us, and sent your encouraging messages. Domnul să binecuvânteze slujirea în seara aceasta pe toți slujitorii care vor sluji într-un fel sau altul. And may the Lord bless each and everyone today, tonight, that doesn't matter which way, shape or form we will serve the Lord. Domnul să binecuvânteze pe sora Oltea, familia ei. May the Lord bless myself too and my family. Versurile unei cântări sunau în felul următor. Niciun plâns, niciun dor, nicio slujire nu va fi în zadar pentru Domnul. So the verse of one song, it says that nothing that we do for the Lord will be in vain. Vom avea un singur regret în veșnicie. That we will have just one single regret in eternity. De ce nu l-am slujit pe Domnul mai mult? Why didn't we serve the Lord more? Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin. May the Lord bless you all. Amen. Amen.